Luna martie 2024 a doborât noi recorduri de căldură la nivel mondial, cu o temperatură medie globală de 14,14 grade Celsius. Luna martie acestui an l-a depășit pe cel anterior din 2016. S-a năvit Arad, prima fabrică de seringi de unică folosință din țară, care însă se află în faliment, a fost scoasă la licitație. Automobil Clubul Român împlinește astăzi 120 de ani de existență. Sucursala locală a fost înființată în urmă cu un secol sub denumirea de Automobil Clubul Regional Arădean. Martie 2024 a doborât noi recorduri de căldură la nivel mondial. În ciuda eforturilor pentru gestionarea schimbărilor climatice, martie 2024 a stabilit un nou record de căldură la nivel global, conform datelor furnizate de Copernicus. Cu o temperatură medie globală de 14,14 grade Celsius, luna martie a acestui an a depășit recordul anterior din martie 2016 cu 0,1 grade Celsius. Temperatura medie globală pentru luna martie a acestui an a atins o valoare cu 0,72 de grade mai mare decât media perioadei 1991-2020. Mai mult decât atât, luna martie a anului 2024 devine parte a unui trend în care temperaturi record au fost înregistrate începând cu luna iunie din 2023, continuând și la începutul lui 2024. Schimbările s-au resimțit și la noi. Dacă anii trecuți ne țineam la îndemână hainele groase de iarnă și ne așteptam chiar la ninsori, finalul săptămânii trecute și implicit al lunii martie ne-a surprins cu temperaturi mai degrabă de vară, cu 25-26 de grade. Și se pare că vremea bună, însorită și cu multe grade în termometre continuă și în săptămânile următoare. Experții avertizează că este imperativ să se acorde mai multă atenție acestor semnale și să se ia măsuri urgente pentru a aborda provocările aduse de schimbările climatice. Prima fabrică de seringi de unică folosință din România, Sanevit Arad, care nu mai produce nimic de un deceniu și se află în faliment, este scoasă la licitație publică, prețul de pornire fiind de 1.685.000 de euro, potrivit unor anunțuri publicate pe site-urile de specialitate. Fabrica are un teren în suprafață de 30.245 de metri pătrați, situat pe o arteră principală din cartierul Grădiște. De asemenea, acolo se află și câteva clădiri construite, între care o hală de producție de peste 14.000 de metri pătrați. Deci Sanevitul pentru mine a fost a doua casă sau într-o perioadă chiar prima casă, pentru că eu am fost printre primii angajați. Când o fabrică care a fost cea mai mare investiție privată și cea mai importantă după Revoluție, constituită ca o necesitate datorită problemelor de SIDA și problemelor de transmitere a anumitor boli hepatice în România s-a constituit, a ajuns la un moment dat o mândrie a noastră, a zonei, și acum a ajuns o ruină. Licitația va avea loc în 10 aprilie, ora 14, la sediul lichidatorului judiciar. Tribunalul Arad a admis încă din 2021 începerea procedurii falimentului și dizolvarea fabricii Sanevit 2003 Arad. Fabrica arădeană de seringi era unică la mijlocul anilor 1990 și avea o capacitate anuală de producție de 160-200 milioane de seringi și 520 milioane de AC medicale. Totuși, nu a lucrat niciodată la mai mult de 30% din capacitate. Din 2013, Sanevit nu a mai produs nimic și a rămas cu datorii de aproximativ 8,4 milioane de lei. Ministerul Economiei, care deține fabrica Sanevit, a avut mai multe tentative de a o privatiza, însă nu au existat investitori interesați. O mamă și cei doi copii minori ai săi, care cerșeau în apropierea unui supermarket de pe calea Zimandului, au intrat în atenția polițiștilor locali. Femeia în vârstă de 33 de ani, domiciliată în județul Bihor, deși aptă de muncă, preferă să cerșească, folosindu-se de copii pentru a stârni compasiune și pentru a obține mai mulți bani. Un reprezentant al Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului a preluat cazul. Mama a refuzat sprijinul instituțional oferit. Mama și copiii săi vor fi monitorizați pentru evaluarea situației și propunerea unor măsuri de protecție specială, chiar dacă femeia locuiește la sora ei împreună cu copiii și concubinul.
Automobil Clubul Român împlinește astăzi 120 de ani de existență. La 5 aprilie 1904 s-a înființat prima asociație automobilistică din România, fiind printre primele 10 din Europa și printre primele 14 din lume. În anul următor, în 1905, s-a afiliat la Federația Internațională a Automobilului, sub egida căruia ne desfășurăm activitatea și astăzi. Automobil Clubul Român se ocupă cu educația rutieră a tuturor participanților la trafic, începând de la copii, pietoni, bicicliști și, nu în ultimul rând, șoferii amatori și șoferii profesioniști. Pentru aceste activități de educație rutieră, Automobil Clubul Român a fost premiat de către Comisia Europeană și Federația Internațională a Automobilului. ACR a organizat în septembrie 1904 prima cursă de automobile din România, o premieră în lumea automobilismului sportiv, fiind al 6-lea club care a organizat o astfel de competiție. ACR a fost prima organizație din România semnatară a Cartei Europene a Siguranței Rutiere și în prezent este reprezentantul național în țara noastră al acestei organizații. În anul 1910, ACR a înființat prima școală de șoferi din țară, care activează și în prezent. Automobil Clubul Român este autoritate națională sportivă pe linia sportului de automobilist și karting, urmărind desfășurarea programelor și regulamentelor FIA, în special acordând atenție sporită urmăririi siguranței circulației, atât în rândul sportivilor, cât și a spectatorilor. Automobil Clubul Român asigură asistență rutieră pentru membrii săi și pentru membrii cluburilor partenere. Mă mândresc că în această activitate desfășor activitatea de 51 de ani și mă mândresc că fac parte din marea familie a automobiliștilor cuprinși în Automobil Clubul Român. După o pauză de 11 ani, festivalul Underground revine la finele lunii mai cu a 14-a ediție. Festivalul a fost înființat în 2003 de Ovidiu Balint, pe atunci directorul Casei de Cultură a municipiului. Ovidiu Balint, acum managerul Hub-ului Cultural Marta, organizatorul festivalului, spune că vor avea loc 8 workshop-uri și 40 de spectacole. Pe circa 40 de spectacole, dar încă nu sunt clare stabilite spațiile în care se vor desfășura. Festivalul Underground se va desfășura între 31 mai și 9 iunie în mai multe locații din oraș. Printre acestea se numără Teatrul de Marionete, fostul mall de la ieșirea din Arad și un club de pe Strada Unirii. Se vor juca spectacole atât din țară, dar și din străinătate, din Anglia, Spania, Belgia și Franța, iar workshop-urile vor fi susținute de profesioniști în domeniul cultural. Bun, cel puțin, adică Marcel Iureș și Maia Morgenstern vor veni cu câte un spectacol în cadrul festivalului, dar avem participări cam din toate orașele importante ale țării. Florin Piersic Junior susține la Arad în perioada festivalului Underground un workshop de actorie care se va închide cu un spectacol de teatru. Atelierul de teatru Forum pentru Adolescenți va fi coordonat de Anca Doțilucian. Andreea Duță va coordona un atelier de dans care explorează corpul ca instrument de creație. Un atelier de actorie de film va avea loc sub îndrumarea lui Julien Javion, iar un altul de film documentar va fi coordonat de Carmen Lidia Vidu. Festivalul va avea și o amploare stradală prin intermediul unui grup de voluntari. În cadrul festivalului vor avea mai multe evenimente, mai multe happening-uri sau mai multe evenimente artistice stradale, prin care voluntarii, printre care și elevi de la Colegiul de Arte Sabin Drăgoi Arad, or să organizeze tot felul de scenete teatrale, de teatru, tot felul de momente artistice. Plănuim să integrăm cumva și arta în același timp, probabil momente de artă stradală pe pânză, încercăm, e o idee. Și să sperăm că o să meargă, o să fie în diferite zone ale orașului, în general probabil pe calea principală, pe lângă primărie, probabil și în mall-uri, în spații publice. Vor fi în jur de 15 voluntari, avem până în prezent, să sperăm că dacă sunt doritori și doresc să vină, noi primim cu tot dragul, cu cât mai mulți, cu atât mai bine, pentru promovarea teatrului și a festivalului. Deci dacă sunt doritori, pot să intre pe festival sau să ne scrie pe pagină sau pe hub-ul cultural.
cultural Marta și noi vom contacta și plănuim să colaborăm cu cât mai mulți pasionați de teatru și de artă în general. Programul spectacolelor, locațiile și prețul biletelor și abonamentelor vor fi publicate curând pe site-ul festivalului undergroundfestival.ro. Continuă lucrările de modernizare a liniilor de tramvai. Este vorba despre tronsonul Piața Podgoria, pasaj Micălaca, Micălaca zona 3, respectiv tronsonul Calea Radnei, de la pasaj Micălaca la strada Renașterii. În ceea ce privește obiectivul de investiții, refacție linie cale de tramvai și a rețelei aeriene de contact aferente în municipiul Arad, tronsonul 1, Piața Podgoria, pasaj Micălaca, Micălaca zona 3, documentația aprobată vorbește despre reabilitarea căii de rulare, duble și a liniei de contact pe o lungime de 2142 de metri. 9 stații de tramvai vor fi modernizate în cadrul aceluiași proiect care ar trebui să fie finalizat în 18 luni. Valoarea investiției se ridică la peste 57 de milioane de lei. Aceleași lucrări ți-au în vedere și pe tronsonul Calea Radnei, de la pasaj Micălaca la strada Renașterii. 7 stații de tramvai urmează să fie modernizate de-a lungul celor 1519 metri, cât măsoară lungimea traseului ce va fi supus intervenției. Investiția se va întinde pe durata a 19 luni, iar valoarea estimată depășește 33 de milioane de lei. Pentru a realiza aceste investiții, Municipalitatea Arădeană va solicita finanțare în cadrul Programului Regional Vest 2021-2027. În perioada 11 martie-19 aprilie au loc în Arad zilele reciclării deșeurilor electrice. Se vor colecta aparate electrice, electronice, electrocasnice, baterii portabile, corpuri de iluminat, frigidere, mașini de spălat, televizoare, boilere sau calculatoare. Toți arădenii sunt invitați să se debaraseze responsabil de aparatele vechi sau stricate, ca acestea să ajungă la fabrica de reciclare, nu la groapa de gunoi. Colectarea de aparate electrice, electronice și electrocasnice vechi sau defecte se realizează cu mașina de colectare direct de la domiciliu sau sediul de firmă, în baza unei comenzi. Comenzile de ridicare de la domiciliu sau de la sediul firmei se preiau gratuit astfel, prin programare la numărul de telefon 0751 302 123 zilnic între orele 9 și 17, la tel verde 0800 444 800 de luni până vineri între orele 9 și 17 sau prin completarea formularului de comandă. Toți cei care vor apela la serviciul de colectare din cadrul campaniei pot câștiga prin tragere la sorți un aspirator, o bormașină percuție, o cafetieră, un mixer sau un cap duș cu filtrare. Tragerea la sorți va avea loc marți 23 aprilie la ora 12 în piața Avram Iancu. Medicii pneumologi insistă pe importanța prevenției în contextul în care în primele două luni ale acestui an, din 85 de pacienți cărora li s-a efectuat bronhoscopie, 39 au fost diagnosticați cu cancer pulmonar. Este foarte important să verificăm periodic sănătatea plămânilor. Aceștia nu dor pentru că au puțini receptori ai durerii, iar simptomele în cazul cancerului apar abia când boala este în stadiu avansat. În urma consultului, pacientul este investigat prin efectuarea unei endoscopii bronșice sau bronhoscopie. În cazul în care este depistat un țesut pulmonar suspect, atunci acesta poate fi extras pe parcursul bronhoscopiei prin utilizarea unei sonde speciale numită criosondă, cu ajutorul căreia țesutul pulmonar suspect este înghețat și mai apoi extras. Țesutul este mai apoi analizat pentru stabilirea diagnosticului, a explicat medicul Erica Repolski, medic primar pneumologie la Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad. Arădenii se pot programa la biroul de programări din cadrul ambulatoriului SCGU, fizic sau telefonic la numărul 0733 441 686 de luni până vineri, în intervalul orar 8-17, ori online, pe pagina de internet a instituției, la secțiunea programări la cabinetele din ambulatoriul SCGU Arad. Pentru consultații este necesară prezentarea cu bilet de trimitere de la medicul de familie și card de sănătate. Bronhoscopiile se efectuează în regim de spitalizare de zi pe bază de programare. Cabinetul medical pneumologie și compartimentul de endoscopie bronșică sunt situate la parterul clădirii de pe strada Stefan Ludwig Roth, în cartierul Grădiște.
Universitatea de Vest Vasile Goldiș din Arad, împreună cu Centrul de Bioetică și Studii Sociale, a organizat interesantul eveniment Corpul în relația psihoterapeutică din perspectivă bioetică. Discuția a explorat alături de invitatul lector universitar dr. Gabriel Balaci și moderatoarea conferențiar universitar dr. Oana Matei aspecte complexe ale relației dintre corp și psihoterapie, având în vedere implicațiile etice și sociale. Este un eveniment, cred eu, important, în special pentru studenții de la psiho, pentru că vizează un aspect particular al muncii lor, și anume relația terapeutică, mai exact cum este văzut corpul pacientului și ce rol are în relația terapeutică din perspectivă bioetică, respectând principiile bioetice. Vom aborda principiile de bază ale bioeticii, relația terapeutică, în special ce se întâmplă cu corpul și ce rol are în relația terapeutică, și o să mai abordăm apoi perspectiva imaginii inconștiente și rolului în relația terapeutică. Cred că îi ajută să-și formeze o anumită perspectivă asupra practicii psihoterapiei, îi vor ajuta să-și formeze o anumită perspectivă și o manieră de a aborda corpul, atât ca imagine externă, adică cum văd ei ca terapeuți corpul pacientului și cum știu să descifreze mesajele transmise prin corpul pacientului, cât și imaginea pe care o are pacientul despre propriul corp. Evenimentul a avut loc în campusul Universității de Vest Vasile Goldiș din Arad. Spectacolul Fenomen Meșterul Manole, operă rock în concert, pornește în turneu național în luna aprilie și ajunge la Arad pe 21. Spectacolul va avea loc la Filarmonica Arad de la ora 19. Următoarele orașe ale turneului sunt Cluj și apoi Sibiu. Premiera producției Teatrului Național de Operetă și Musical Ion Dacian a avut loc pe 14 ianuarie. Spectacolul concert este destinat nu doar iubitorilor de muzică rock, ci și celor pasionați de mitologie și povestiri epice. Prin intermediul partiturii muzicale puternice și a unei distribuții talentate, spectacolul își propune să treacă dincolo de limitele timpului și să aducă în zilele noastre povestea universală a unui erou încercat de contradicțiile lumii. Aradul se pregătește să devină din nou gazda unui eveniment profund și încărcat de înțelesuri în postul Paștelui. Conferința Crede Numai va aduce în prim plan un dialog captivant între celebrul prezentator TV Dan Negru și unul dintre cei mai respectați și iubiți preoți ai momentului, părintele Constantin Necula. Evenimentul programat să aibă loc în sala polivalentă din Arad pe 26 aprilie, începând cu ora 19, promite să fie o călătorie spirituală ce va îmbina înțelepciunea și reflectarea profundă a credinței. După dialogul între cei doi protagoniști, publicul va fi încântat de un recital de toacă, susținut de talentatul muzician Ovidiu Lipan-Țăndărică, urmat de un concert de pricesne în interpretarea impresionantă a Mariei Mihali. Conferința Dialog Crede Numai este organizată de Consiliul Județean Arad prin Centrul Cultural Județean în colaborare cu Arhiepiscopia Aradului. Moderatorul evenimentului va fi preotul Vlad Sergiu Sandu, iar accesul va fi liber pentru toți cei dornici să participe și să se îmbogățească spiritual. Într-o perioadă marcată de incertitudini și provocări, evenimente precum Crede Numai aduc lumină și încredere în sufletele celor care aleg să participe, oferind un spațiu de reflecție și conexiune cu valorile esențiale ale credinței și tradiției. Chitarele folchiștilor vor răsuna și în acest an, la început de august, pe 2 și 3, pe domeniul castelului Mocionii de la Bulci. Orlando Toader, Silviu Turc, Daniel Julean și Ladislau Heleport sunt cei patru arădeni care organizează festivalul de la Bulci și care au intrat deja în febra pregătirilor. Prima întâlnire a anului a avut loc deja, iar primii invitați au confirmat deja participarea. Nume importante ale folcului autohton sunt din nou pe afișul ediției cu numărul 16 a festivalului de la Bulci, cel mai longeviv festival de gen din țară. E perioada creionării bugetului, a telefoanelor date în stânga și în dreapta și a negocierilor cu artiștii. Până acum au confirmat participarea Mircea Baniciu and Band, adică Teobar și Vladi Knežević, Ducu Berți, Bodo de la Proconsul cu Giul Baldovin, Adrian Ivanitski, Marius Bațu, Dinu Holărașu, Mircea Bodolan, Didina Curea, Cristi Buică, Daniel Julian și Nicoleta Brola, dar vom mai avea și alte surprize. Mă bucur că reușim și în acest an să oferim publicului un program de calitate care nu ar fi fost posibil fără
implicarea tuturor celor care iubesc acest festival unic în țară. Organizatorii vor reveni cu lista completă a interpreților. Iubitorii de muzică folk vor fi întâmpinați anul acesta de o troiță sfințită în septembrie 2023. Silviu Turc, unul dintre principalii organizatori ai festivalului de la Bulci, a ridicat o troiță în memoria eroilor neamului românesc, chiar în preajma scenei. Gândurile lui s-au îndreptat și spre cei care au urcat pe scena festivalului de la Bulci, iar acum, din păcate, nu se mai află printre noi. Festivalul de la Bulci este un exemplu de parteneriat public-privat care durează de 16 ani, organizator fiind Primăria Bata, ziarul Newsar, Centrul Cultural Județean Arad și mai multe societăți comerciale. LPF a anunțat programul etapei cu numărul 4 din play-off și play-out în Superliga, iar meciul de la Arad dintre UTA și Hermannstadt se va disputa vineri, 12 aprilie, de la ora 17:30. Rămâne de văzut dacă întâlnirea se va disputa cu spectatorii în tribune, deoarece Comisia de Recurs a FRF a amânat decizia cu privire la sancțiunea aplicată UTEI pentru data de 9 aprilie. În sezonul regulat, sibienii s-au impus cu 2-1 pe teren propriu în tur, dar roșalbii și-au luat revanșa în retur la Oradea, când au învins cu 2-0 după reușitele semnate de Lucasen și Mikovski. În al doilea meci al semifinalei din Liga Națională de Basket Feminin, FCC UAV Arad a cedat cu 55-66 pe teren propriu împotriva lui Șepși. Formația oaspete a condus ostilitățile pe întreaga durată a jocului și a reușit să egaleze situația în penultimul act, după victoria obținută vineri de galben-albastre în Șepși Arena. Pentru Ardence au înscris Andy Easley, 16 puncte, Tereza Vitulova, 11, Taylor Murray, 11, Andreea Mititelu, 6, Bianca Voica Nogi, 5, Alexandra Ghiță, 4 și Boglarca Bisac, 2 puncte. Meciul decisiv se va disputa la Sfântul Gheorghe, marți 9 aprilie. Cred că tracul jucătoarelor care n-au reușit să se regăsească, mulțumesc publicului care a venit în număr atât de mare, iar cu această ocazie am putut vedea ce înseamnă o echipă care participă în Euroligă. O echipă completă, o echipă care am spus-o de atâtea ori, cu un buget extraordinar, care își permite să ducă jucătoare de super clasă și care ne-au și demonstrat-o în această seară. Țin să felicit și fetele noastre, încă nu s-a terminat. Mergem la Sfântul Gheorghe să ne vindem cât se poate de scump pielea. Eu am încredere în ele, nu mai avem nimic de pierdut. Este 1-1. Avem șansele noastre, cu toate că au scăzut destul de mult. Dinainte de începerea acestei partide erau destul de scăzute. Noi am crezut în șansa noastră, am mers, am câștigat acolo, am venit, am pierdut aici, din păcate. Mergem la Sfântul Gheorghe ca să facem un meci bun și să facem tot ceea ce ne stă în putere ca să ajungem în finală. Peste 200 de sportivi din toată țara sunt așteptați pe 6 și 7 aprilie la Arad, la Campionatul Național de Judo Senior Individual. Competiția organizată sub egida Federației Române de Judo va fi găzduită de sala polivalentă din Arad. A confirmat deja prezența lotul olimpic de fete și băieți. Vor veni la Arad atât fostul campion mondial Daniel Natea de la Sibiu, cât și vedeta campionatului, vicecampionul olimpic și campion mondial Ashley Gonzalez, legitimat la Focșani. Arădenii sunt poftiți atât sâmbătă începând cu ora 10, cât și duminică de la ora 9, la competiția organizată de Clubul Sportiv Universitatea Arad. Cer însorit pe final de săptămână. La noapte se anunță cer mai mult noros. Minimele termice vor fi de 90 grade Celsius, iar vântul va bate cu 11 km pe oră dinspre sud-sud-est. Ziua de sâmbătă vine cu cer însorit. Maximele termice vor fi de 23-24 de grade. Vântul va bate cu 17 km pe oră dinspre sud-sud-vest, iar șansele de precipitații vor fi de 20%. Noaptea de sâmbătă vine cu cer mai mult noros.
ploros. Minimele termice vor fi de 11-12 grade. Vântul va bate cu 10 km pe oră dinspre nord. Ziua de duminică vine cu cer mai mult însorit. Maximele termice vor atinge valori de 24-25 de grade. Vântul va bate cu 17 km pe oră dinspre nord-est, iar șansele de precipitații vor fi de 10%. Noaptea de duminică ne așteaptă cu cer mai mult senin. Minimele nopții vor fi de 11-12 grade, iar șansele de precipitații vor fi de 20%. Săptămâna următoare începe cu cel mai mult însorit. Maximele zilei de luni vor fi de 25, poate chiar 26 de grade. Vântul va bate cu 16 km pe oră dinspre sud-sud-est, iar șansele de precipitații vor fi de 15%.